Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Acum, în numele Domnului Iisus, redeschidem Scriptura și să citim din Psalmul 119, versetul 8, versetul 9 și versetul 10. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Este o bucurie deosebită să putem să ne regăsim, să ne întâlnim împreună în acest loc, să aducem lui Dumnezeu rugăciuni, să cântăm spre slava lui Dumnezeu, să avem părtășie unii cu ceilalți, să legăm prietenii, într-un cuvânt, să ne vedem la olaltă ca frați și surori în Iisus Hristos Domnul și la olaltă să mărturisim credința noastră în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru mine e o bucurie și o onoare să pot să fiu prezent alături de dumneavoastră la această însemnată întâlnire. Vă rog salutări din partea Institutului Teologic Pentecostal din București și din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, din partea celor de la Institutul Teologic Pentecostal din București, alături de mulțumirile noastre, vă aducem cuvinte de salut. Știu că sunt în locul acesta mulți dintre studenții noștri, fie de pe programul de licență, fie de pe programul de master, fie de la cursurile biblice prin Colegiul Biblic Pentecostal Pleroma, de asemenea colegi de slujire, absolvenți, frați păstori, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare și să vă însoțească în lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat. Amin. În ce ne privește, pe noi cei de la școală, continuăm să slujim lui Dumnezeu cât de bine putem. Așa, o noutate este reprezentată de faptul că în Europa s-au deschis, în prezent avem 10 grupe, Colegiul Biblic Pentecostal Pleroma, un curs biblic, o școală biblică cu un program de 2 ani, în Austria, în Germania, în Italia, în Spania, avem asemenea grupe, de asemenea în Statele Unite, 12 în total, pe lângă cele, sigur, care se întâmplă acolo la școală în București. Vă spun lucrurile acestea ca să păstrați în atenția dumneavoastră și în rugăciune această lucrare foarte însemnată, importantă, a lui Dumnezeu și, pe de altă parte, să răspundeți întrebării dacă nu cumva Dumnezeu vă cheamă să vă pregătiți ca să slujiți lui Dumnezeu mai bine învățând la această școală biblică. Noi acolo căutăm să o dezvoltăm, lucrăm la construcție, cu ajutorul lui Dumnezeu suntem pe partea de final a ei. Mai multe lucruri se vor spune și în după masa aceasta, când prin bunăvoința organizatorilor conferinței, a fratelui nostru și prietenului nostru Marius Livanu și a celorlalți frați, se va face și o binefacere pentru finalizarea acestui proiect. Toate să fie pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Ne găsim astăzi aici ca să vorbim cuvântul lui Dumnezeu privitor la o altă etapă a vieții, foarte însemnată, foarte importantă, și anume cea a tinereții. S-a vorbit aseară despre adolescență, despre crizele cu care se poate confrunta în perioada aceasta un om, iar în dimineața aceasta o să avem în atenția noastră un alt segment de vârstă, și anume cel al tinereții. Acum aici ne cuprindem toți. Eu am citit undeva că bătrânețea începe de la 100 de ani încolo și dacă sunteți curios să vedeți că nu e așa, n-aveți decât să ajungeți la 101 ani. După, să zic, o încadrare cât se poate de generală, tinerețea ar fi de la sfârșitul adolescenței, 17-18 ani, până la începutul vârstei de mijloc, până la 30 de ani. Sigur, sunt excepții. Unii s-au născut bătrâni și alții mor tineri, chiar dacă au 100 de ani. Da. Problemele cu care ne confruntăm în această perioadă de viață sunt foarte complexe și dificile. Nu ne vom putea referi la toate dintre ele în această zi, nici nu ne propunem. Aș marca în introducere câteva dintre ele, 7
a zice, o probleme majore cu care ne confruntăm la tinerețe. Prin bunăvoința fraților de acolo, de la regie, o să avem tot slide-ul pus de la început până la sfârșit și apoi trece la următorul și tot așa. Eu am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani. Am venit dintr-o familie de credincioși ortodoxi. Unchiul nostru este preot în localitatea în care, preot ortodox în localitatea în care am copilărit. Încă de la vârsta aceea m-am confruntat cu întrebări, nu cu toate de la început, dar până la vârsta de 25 de ani le-am cam cuprins pe toate acelea la care o să mă refer aici. O problemă majoră, aceste întrebări pe care le-am ridicat, am ales să identificăm zonele în care apar crizele tinereții în forma unor întrebări. Nu întrebările sunt crizele, ci felul în care răspundem la întrebări poate să nască crize sau poate să nască mari biruințe, să nu fie nicio criză. Depinde cum te raportezi la respectiva întrebare. Cum să cresc în credința în Domnul Iisus? Asta este una din întrebările fundamentale la care trebuie să dai răspuns începând cu vârsta de 17 ani. Și mai înainte, dar mai cu seamă de aici, când conștientizezi în ce lume trăiești. Întrebarea a doua, ce sistem de valori să urmezi? Dacă la prima întrebare răspunzi, la prima întrebare capeți răspunsul cine ești tu, la a doua întrebare capeți răspunsul ce fel de sistem de valori ai tu, ce caracter și credințe ai. Un bărbat, o femeie, trebuie să aibă răspunsuri clare la aceste întrebări. Apoi, cum să iau decizii înțelepte? Problema luării deciziilor naște crize profunde. Cum decizi în viață? Cum îți faci un rost? Cum îți croiești viitorul? Apoi, cum să mă orientez profesional? Aici e și întrebarea ce școală să fac, ce meserie să deprind, ce carieră să am. Și întrebarea aceasta poate să nască crize sau poate să nască mari biruințe. Tot în perioada aceasta de viață primești primul salariu. De unde? Care este locul meu de muncă? Unde voi lucra? Mulți oameni nu mai ridică această întrebare. Lenia le guvernează orizontul, viața. Apoi întrebarea, cum să mă realizez din punct de vedere material? Chiar dacă întrebarea aceasta capătă multe formulări și reformulări, fondul ei rămâne. Unde voi locui? Ce voi trăi? Mă gândesc să am o familie, cum o să mi-o întrețin? Sunt întrebări care pot să nască și ele crize. Și sigur, întrebarea, cu cine să mă căsătoresc? Sper că vă interesează și întrebarea aceasta. Vorba uneia dintre prietenii cu care ne-am văzut aici, zic că după asemenea întâlniri, precis, la vară o să fie nunți. Nu. Slavă Domnului! Nu. Au zis amin numai aceia care sunt însurați. Nu de alta, dar am băgat de seamă că vă este dor să mai mergeți la câte o nuntă. Din mulțimea acestor întrebări complexe și diverse, am ales în această zi să mă opresc la două. Și anume, cum să iau decizii înțelepte și cum să mă căsătoresc pentru a avea o familie pentru toată viața. Astea ar fi cele două probleme în jurul cărora aș vrea să zăbovim. Am ales aceste frământări, aceste întrebări care ne leagă de două mari crize, criza deciziei și criza familiei, criza indeciziei și criza familiei, având în vedere faptul că în zona aceasta ne regăsim cam toți. E relevant și pentru adolescenți, și pentru cei necăsătoriți, și pentru cei căsătoriți, și pentru părinții care se gândesc să li se căsătorească undeva în viitorul imediat sau mai depărtat copii. Într-un cuvânt, aceste două teme sunt teme care ne cuprind pe toți. Le luăm la rând. Cum se iau decizii înțelepte?
Marea problemă cu care ne confruntăm în anii acestea tinereții este că cele mai mari și grele și dificile decizii în viață suntem chemați să le luăm în contextul în care avem cea mai puțină experiență. La tinerețe, omul nu se remarcă neapărat prin înțelepciune. Mai e aici, colo. Vorba lui Elihu, înțelepciunea nu stă în câți peri albi ai. Dar nu e neapărat nota dominantă. Ziceam odată și cred că n-am greșit, făcând un compliment tinerilor, le-am zis așa: niciodată nu o să aveți minte mai puțină ca acum. Și unii s-au uitat așa, dar ce o zis fratele de el? Și eu am zis așa: mâine o să aveți mai mult. Și poi mâine mai multe decât mâine. Și o să tot creșteți. Așa că niciodată nu o să aveți mai puțină ca acum. Cum vom compensa lipsa de discernământ, de înțelepciune, de experiență, mai ales că ne stă la îndemână curajul, energia tinereții, care câteodată ne încurcă? Vezi, ai putere să faci prostii, dar nu întotdeauna suficientă minte să te reții. Și dacă nu trăiești echilibru aici, crizele vin. Greșeli de nevindecat, cu urmări pentru toată viața. Vom scăpa cumva, ne vom proteja cumva, asigurându-ne că deciziile pe care le luăm sunt luate în înțelepciunea lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Este limpede, stimați tineri, că viitorul nostru depinde de deciziile pe care le luăm. Felul în care va arăta viitorul nostru nu depinde de ceea ce visăm când ne gândim la viitor, ci depinde de felul în care luăm hotărâri și de felul în care implementăm acele hotărâri. Prin urmare, viitorul tău depinde de deciziile și faptele care urmează după ce ai luat acele decizii. Când vei ajunge acolo târziu, în miezul vieții, vei culege fructele propriilor tale decizii. În viață poți să faci ce vrei tu. Ai voie să hotărăști cum îți cade bine, însă ține minte că Dumnezeu nu ne-a dat dreptul să alegem și consecințele deciziilor noastre. Consecințele vin de la sine. Vrei, nu vrei, le culegi. Decizi ce vrei și apoi culegi ce ai decis, fără să mai ai dreptul să alegi ce culegi. Așa stând lucrurile, trebuie să ne preocupe foarte serios ca hotărârile pe care le luăm să izvorască din inima lui Dumnezeu, din înțelepciunea lui Dumnezeu și din voia lui Dumnezeu. Eu am o vorbă după care mă conduc de când m-am întors la credință. Nici o hotărâre fără rugăciune. Frații de credință din tinerețea mea spirituală m-au învățat, că ne-au învățat, erau frați mai în vârstă acolo, nu știu cât de în vârstă, poate că nici nu erau mai în vârstă decât mine, că și acum sunt în viață, da? Dar noi ne uitam tot timpul la ei ca la bătrâni, că așa se uită și acum tinerii la cei care sunt mai în vârstă cu ei și 5 ani. Întrebam pe unul care are 13 ani: ia uite-te un pic la grupul ăsta de băieți, care dintre ei sunt tineri? Erau câțiva, vreo 6-7, de vreo 17-18 ani, s-au zis, ăia sunt tineri. Și unul mai era mai încolo de 23 și am întrebat, dar ăla ce? Și ăla e bătrân deja. Cam așa se vede la vârsta aceea viața. Ei, revenind, deciziile pe care le vom lua în viață ne determină viitorul. Și acum revenim la esența discuției noastre de astăzi. Cum să fac decizii după voia lui Dumnezeu? Cum să iau hotărâri după voia lui Dumnezeu? Îngăduiți-mi din experiența de viață și din cea a slujirii pastorale, dar și cea personală, să pun la îndemâna dumneavoastră câteva răspunsuri. Sunt lucruri foarte concrete și practice pe care aș vrea să le împărtășesc în această dimineață. Primul lucru, a să iei hotărâri înțelepte și după voia lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să identifici problema în care ai nevoie de călăuzire, de decizie. De aici trebuie să plece totul. Va trebui să identifici cât se poate de clar problema în care ai nevoie să faci hotărâre, să iei hotărâre. Unii oameni sunt într-o continuă confuzie pentru că n-au clarificat limpede răspunsul la întrebarea ce vor.
Vorba lui Pavel Stratan a pus în gura copilei vorba. A zis, vreau, dar nu știu ce vreau. Uite așa, sunt oameni care vor, dar nu știu exact ce vor. Și pentru că nu știu exact ce vor, rămân într-o continuă stare de confuzie. Cunosc un băiat care s-a apropiat de o fată cu gând să se căsătorească cu ea. Relația a mers până într-un punct, ajungând în punctul acela, băiatul și-a luat îndrăzneală și a zis, draga mea, ar trebui să trecem la următorul pas. Și fata a întrebat, și care e acela? Și el a zis, păi, nunta. Și ea așa, oarecum șocată, a zis, a noastră? Păi a cui? Păi să stai un pic, eu am nevoie să mă gândesc, am nevoie să mă rog. Bine, a zis el, de cât timp ai nevoie? Și fata a zis, mi-ar ajunge o lună. Bine. Luna a trecut, după o lună, când au rediscutat subiectul, ea a zis, nu, nu pot. El s-a necăjit foarte tare. S-a retras, așa, și după o vreme a încercat să-și găsească drumul. Prima fată, văzând că vorbește cu alta, i-a venit în întâmpinare și a zis, stai un pic, m-am hotărât acum. Și el s-a bucurat, încă nu-i se vindecase inima de vechile sentimente. S-a reîntors la prima, a început să vorbească și când a găsit el prilej, a zis, acum hai, care-i data anunții? Și a zis, stai un pic, dar am nevoie să mă gândesc chiar. Și l-a mai ținut în corzi o lună. Ca după o lună să-i spună că iar e nehotărâtă. Și atunci omul mi-a cerut sfat și l-am sfătuit să facă stânga împrejur și să se ducă cât vede de departe. Să o lase în pace. Nu-i bine să fii nehotărât. De unde venea nehotărârea? Nu decisese încă dacă vrea să se mărite sau nu. Păi dacă n-ai decis să te însori, lasă fetele în pace. Dacă n-ai decis să te măriți, lasă feciorii în pace. De aici pornește totul. Trebuie să identifici problema în care ai nevoie de călăuzire. 2. Vezi ce spune Biblia despre problema ta. După ce ai identificat problema în care e nevoie să ai răspuns, mergi la cuvânt să vezi ce te învață Scriptura despre problema ta. În Biblie vei găsi porunci, vei găsi exemple similare, vei găsi principii generale, în urma cărora vei înțelege ce are de spus Dumnezeu în dreptul problemei tale. Dacă Biblia stabilește o poruncă foarte clară, atunci ascultă ce spune Biblia. Și cu asta s-a încheiat totul. Să presupunem că întrebarea ta este următoarea. Oare este voia lui Dumnezeu să mă însor sau să mă mărit, hai să zicem să mă mărit, cu acest băiat frumos la chip, deștept la minte, cu bună stare materială, din familie, cu nume bun, un om respectuos, cu o carieră, cu profesie, toate în bună rânduială, pita lui Dumnezeu, nu alta, numai că are o problemă. Nu-i botezat în apă și nici n-are de gând. Nu umblă la biserică. Să merg cu el să-mi fac familie sau nu? Se zice în minte, oare care-i voia lui Dumnezeu? Poate că se va întoarce într-o zi. Hai să punem înaintea lui Dumnezeu, să-L întrebăm pe Dumnezeu, să mergem la rugăciuni. Evlavioase par aceste perspective. V-aș porunci, nu sugera, porunci să mergeți la Biblie. Și acolo o să găsiți așa, să nu vă căsătoriți, să nu vă înjugați, în contextul căsătoriei, la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Să se mărite cu cine vrea, dar în Domnul. Păi, care-i problema mea? Să îmi fac familie cu un om care n-aparține poporului Domnului Iisus. Asta e problema. Ce zice în Biblie? Biblie spune să nu faci asta. 3. Asculți. Și gata! Nu mai e nevoie să te duci nicăieri să cauți înțelepciune, nu-ți mai rămâne decât să te bizui pe ce este scris și să asculți. Și te vei găsi în siguranță, protejându-te de o criză mare care ar putea să vină peste tine.
Lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple. Există o problemă complexă. Ce să fac dacă Biblia nu spune ceva clar despre problema mea? Citești în Scriptură și totuși nu e limpede. Se poate ca băiatul să fie credincios, fata să fie credincioasă. Sau poate să fie o altă speță de viață, o altă problemă, din altă categorie, în dreptul căreia cuvântul lui Dumnezeu nu spune foarte clar, negru pe alb, cu cine să te căsătorești. Sau cum să decizi. Ce meserie să ai, ce școală să faci, în ce țară să te muți. V-aș îndemna să nu interpretați Scriptura după cum vă cade vouă bine. Unul a citit la Romani, la Geneza 12 cu 1, ieși din țara ta și a înțeles că trebuie să emigreze. Că așa scrie în Biblie. Aia e pentru Avram, nu-i pentru tine. Adică grijă să nu scoatem din context, că ne vom face singuri rău. Răspunsurile le vom găsi altfel. Și întrebarea este cum? Dacă nu găsești răspunsul în Biblie, atunci vă sugerez să faceți următorii pași. Sunteți în urmă cu două slide-uri dumneavoastră. Ce e de făcut concret aici? 1. Citește Scriptura în fiecare zi. În cuvântul lui Dumnezeu veți găsi înțelepciunea lui Dumnezeu, modul de gândire al lui Dumnezeu. Acest mod de gândire însușindu-vi-l, în voi va veni înțelepciunea lui Dumnezeu, pe care Duhul lui Dumnezeu, cuvântul acela, Duhul Sfânt îl va activa în conștiința voastră, în mintea voastră, aducând acele gânduri și decizii care se potrivesc cu voia lui Dumnezeu. Dar totul trebuie să plece de la Biblie. Așa că citiți Scriptura în fiecare zi. 2. Roagă-te să fii călăuzit și meditează în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nici o hotărâre fără rugăciune. Ai în față ceva de făcut, ai un plan, stă în față o perspectivă, trebuie luat o hotărâre, vină înaintea lui Dumnezeu cu problema ta. Roagă-te lui Dumnezeu, însoțește-ți rugăciunea cu post. Cheamă alături de tine pe aceia pe care te bizui, pot fi cei din familie, pot fi prietenii tăi, prietenele tale. Rugați-vă lui Dumnezeu împreună cu mine. Du-te la un cerc de rugăciune. Noi credem că Dumnezeu ne poate vorbi prin Duhul Sfânt, prin dar de profeție. Ne poate deschide o ușă sau poate să închidă o ușă. Ne poate da răspunsuri la întrebări. El care ne cunoaște inima, viitorul, ne cunoaște viața, o cunoaște și pe acelălalt. Ne poate opri dacă am luat-o pe un drum rău sau ne poate încuraja să mergem pe un drum care e al Lui dacă pentru un moment avem ezitări. Într-un cuvânt, Dumnezeu îți poate vorbi prin Duhul Sfânt, prin darurile profetice când te duci acolo la rugăciune. Eu obișnuiesc să fac asta. Suntem credincioși care mărturisesc că Dumnezeu lucrează și în vremurile noastre prin darurile Duhului Sfânt. Și atunci, cum se iau decizii în problema, în spețele în care Scriptura nu răspunde clar la întrebări? 1. Hrănește sufletul cu Scriptura și roagă-te lui Dumnezeu să fii călăuzit. Meditează în rugăciunea ta către Dumnezeu. 3. Fă legământ că vei asculta de Dumnezeu orice îți va cere să faci. Marea dificultate cu care ne confruntăm fiecare e că avem preferințele noastre. Și s-ar putea întâmpla uneori ca preferințele tale să izvorască din rațiuni care nu sunt în inima lui Dumnezeu. Să te amăgească simțurile, propriile aspirații, ambiții, gânduri, idei, voia ta să te încurce. Vorba unei cunoștințe vechi, Doamne, să se facă voia ta, dar Maria să fie a mea. Adică el a zis, în toate sferele vieții să fie cum spui tu, Doamne, dar în punctul ăsta a să fie cum îmi place mie. Lepădați-vă de eul vostru și de propriul vostru punct de vedere, făcând legământ cu Dumnezeu să-L ascultați orice v-ar cere să faceți. Țineți minte, întotdeauna voia lui Dumnezeu și binele nostru reprezintă unul și același lucru. De voia lui Dumnezeu să nu ne temem. Dacă Dumnezeu ne va cere să renunțăm la ceva anume, o va face pentru binele nostru. Aici este un pas al credinței. 4. Ascultă vocea lăuntrică a Duhului. Acolo, în interiorul tău, în atmosfera rugăciunii, Duhul lui Dumnezeu îți va vorbi.
îți va pune pe inimă ceva, va aprinde sufletul tău pentru o anumită direcție, îți va șopti în interiorul inimii tale. Duhul Sfânt, care a promis că ne va călăuzi în tot adevărul, despre care Domnul Iisus a spus că ne va călăuzi în tot adevărul, te va călăuzi și pe tine și îți va arăta calea pe care trebuie să te duci. 5. Caută sfat la oamenii lui Dumnezeu, oameni duhovnicești, oameni responsabili, oameni cunoscuți pentru umblarea lor cu Dumnezeu și pentru înțelepciunea lor. Sfătuiește-te cu asemenea oameni. Du-te la păstorul tău, spune-i ce te frământă, intră cu el în vorbă, povestește-i gândurile, frământările, apăsările sufletului tău și cere-i sfat. Cere-i să se roage împreună cu tine, cere-i să te ajute să înțelegi. Chiar dacă ai avut cuvânt de prorocie. Uite, mie mi s-a întâmplat să am cuvânt de prorocie prin cineva. Și profetul a venit să-mi dea și explicația. Acum am aici un îndemn pentru frații care au dar de prorocie. Dacă v-a dat Dumnezeu profeția, slăvit să fie Domnul, nu vă grăbiți să explicați, că s-ar putea prin explicație să greșiți. Lăsați-l pe om să înțeleagă el ce a spus Dumnezeu. Eu am fost odată la o situație ușor comică. Un coleg de slujire, care primise o responsabilitate grea pentru o perioadă scurtă de timp în niște biserici, să gestioneze situația aceea, terminându-se perioada aceea de slujire, un an cât s-a zis, noi ceilalți din echipă am zis, acum oprește-te, că un an a rămas și vino și ne apucăm de celelalte treburi. Și gândurile au fost așa, lăsăm lucrarea asta să o facă alții și noi ne ocupăm de celelalte. Dar a zis, hai să-L întrebăm totuși pe Dumnezeu, că frații de acolo insistau tare de Petru al nostru să continue mai departe. Insistau tare. Și cu insistența aceea ne-am dus la rugăciune. Și a fost o vedenie. Un slujitor cu dar de vedenie a spus, uite ce a arătat Domnul în dreptul tău. Aveai pe mână o verighetă care reprezenta un legământ și a început să o scoți afară. Și Domnul a zis, pune-o la loc. Și după ce s-a terminat rugăciunea, cel cu vedenie a zis, frate, ai grijă cum te înțelegi cu nevasta. Ai grijă că... Să nu cumva să aibă diavolul de câștigat ceva de aici. Și noi toți am râs că știam că nu-i vorba de nevastă acolo. Ce-a dat Dumnezeu? Punct. Să nu mai adăugăm. Dar la ce am vrut eu să spun aici? Citești din Biblie, te rogi și postești ca Dumnezeu să te conducă, cugeți în rugăciunea ta către Dumnezeu să vezi ce are Dumnezeu pentru tine, faci legământ să asculți de Dumnezeu orice îți va cere, ia aminte la vocea interioară a Duhului și apoi te duci să te sfătuiești cu un om al lui Dumnezeu. Te duci aici și spui așa, frate păstor, am problema asta, am fost acolo la rugăciune, am avut această lucrare, mă gândesc așa ar trebui să fac, dumneata ce mă sfătuiești? Faceți așa și o să vă fie bine. Verificați-vă în lumina acestui cuvânt, biruința vine prin numărul mare al sfetnicilor. 6. Ia în considerare circumstanțele în care te găsești. Împrejurările de viață în care te găsești te vor orienta într-o parte sau în alta. Fii atent la graiul lui Dumnezeu din circumstanțele vieții. Verifică totul, 7, în lumina cuvântului din Proverbe 3, de la 5 la 6, unde scrie așa, încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ce înseamnă asta? În timpul tău de rugăciune, de meditare, de cugetare, de sfătuire, cu un mesaj profetic în mână, chiar dacă l-ai avea, s-ar putea să nu-l ai, s-ar putea să-l ai. Nu trebuie să te grăbești să faci decizia. Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune-i Domnului așa, Doamne, mi-e teamă să nu cumva să greșesc. Te rog frumos, vino și stăpânește peste hotărârea aceasta pe care trebuie să o iau și dacă-i cumva rău ce m-am gândit să fac, oprește-mă tu. Și ia-ți răgaz.
Să vă spun cum m-am făcut eu într-o situație de acest fel. Aveam 24 de ani, nu eram căsătorit și mă gândeam să mă însor. Pusesem ochii pe Laura, care acum mi este soție. Dar nu eram foarte sigur dacă e bine ce am în minte să fac. M-am rugat, am postit, am urmărit-o cu atenție de la distanță, așa, dar suficient de aproape ca să-mi dau seama care e profilul ei. Acum eram păstor, o și botezasem în apă, trebuia să mă însor. Țin minte că ceva parcă lipsea și cu stările și gândurile acestea m-am sfătuit cu un bun prieten al meu, care cunoaște și dumneavoastră, a fost și pe la voi pe aici, fratele lui Gimițoi. A venit la noi într-o duminică, am povestit până noaptea târziu, sâmbătă seara, și duminică dimineața, acolo la biserică fiind, stăteam așa în față, cum stau și frații, el mi-a dat așa discret cu cotul și mă întreabă, e la biserică? Eu am înțeles de cine întreabă. Și am zis, ei, dar nu te uita cum am partea aia. Pe bancă așa am dat eu referințele. El s-a uitat în partea aceea, așa vreo câteva minute, și îmi spune tot la ureche, simțământul meu este să te însor cu fata asta. Ai ce mi-a plăcut. Acum am zis eu odată în glumă, să nu credeți că păstorii între ei vorbesc în timpul bisericii numai de program. Da. Nu știu cum e la voi, scuzați-mă. Da. Ce credeți că am făcut în seara aceea, la duminică? Am luat următoarea decizie. Doamne, în fața mea pun 3 săptămâni. Dorința mea este să mă însor cu această tânără. Dar pune în față 3 săptămâni. Dacă este voia ta, în aceste 3 săptămâni spune da. Dacă nu e voia ta, spune nu. Și în timp ce mă rugam, a venit în minte un gând. Ce faci dacă Dumnezeu tace? Învățasem eu că uneori tace. Și acum, ce faci dacă tace? Și atunci mi-am îngăduit să-i spun Domnului în rugăciune, Doamne Iisus, nu te supăra pe mine. Dacă vei tăcea, să știi că mă însor cu fata. Tăcerea o interpretez ca aprobare. Așa că trebuie să fie clar. Am știut că Dumnezeu va tăcea. Că îmi vorbise în inimă, îmi vorbise prin împrejurări, îmi vorbise prin profeție, îmi vorbise prin sfat. Simțeam că va tăcea. Dar am socotit că e înțelept pentru mine să îmi pun viața în mâna lui Dumnezeu și să nu mă grăbesc ca acel oportunist care se teme să nu piardă ocazia. Nu! Ce vine de la Dumnezeu nu se pierde. Și dacă se pierde, nu a fost de la Dumnezeu. Eu așa mi-am înțeles viața. Au trecut și cele 3 săptămâni, greu au trecut, au trecut, și am vorbit cu fata și ne-am făcut familie. Ei, iată cum, lucruri practice, cum se iei decizie. Ei, după ce ai făcut și pasul acesta, 7, 8, crede că Domnul Iisus te călăuzește, deci este un act de credință, Dumnezeu este cu tine, El a promis că te va însoți, 9, ia decizie inteligentă și acționează în mod potrivit și nu uita, pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu care va veni în sufletul tău, va confirma că decizia ta este corectă. Dumnezeu te va binecuvânta cu pace sufletească dacă este voia Lui acolo. Dacă s-ar întâmpla, după ce ai luat decizia, sufletul tău să fie neliniștit, asta nu înseamnă neapărat că ai decis greșit. S-ar putea să ai nevoie de îndrumare. Recapitulează și sfătuiește-te mai departe. Pune încă o dată înaintea lui Dumnezeu și Domnul îți va da în final pacea lui. Slăvit să fie numele Său. Frații mei tineri, eu slujesc lui Dumnezeu de la vârsta de 17 ani, acum am 50. Niciodată nu m-a dezamăgit când am mers în decizii pe voia Lui. Niciodată n-a dezamăgit.
Au fost situații în care m-au oprit, am fost încăpățânat. Am fost odată într-o situație în care m-am încăpățânat așa de rău, că am zis, ăsta e drumul meu și aici fac. Și am promis. Și dacă am promis, am zis că trebuie să mă țin. Inima mea era plină de neliniști. Și ca să găsesc pace, am deschis Biblia să-mi vorbească Dumnezeu prin ea. Și acolo scrie așa, vai de cel ce ia hotărâri fără să întrebe pe Dumnezeu. Știți ce am făcut? Am închis la loc Biblia și am zis, Doamne, fă bine să-mi dai un cuvânt bun. Și mai deschis o dată. Văzându-mi răutatea, eu așa am citit pe Biblie, mult am răsfoit, dar n-am mai văzut. Cred că a fost doar mustrare în conștiință. De ce umbli cu viclenie? Am închis-o la loc și am zis așa, cel drept și dacă faci o jurință în paguba lui se ține de ea. Încurcam, auzi, încăpățânările cu virtutea. Și atunci Dumnezeu, care a avut milă de mine, a umblat la cealaltă inimă și m-a părăsit fata. Acum, dacă sunteți în situația asta, să știți că vă știu consilia bine. Există un fel de prostie omenească care nu trece decât cu propriile tale lacrimi. Pe cum plângi, să spală și iese din tine. Da? Poate că și de asta avem nevoie câteodată. Să mergem la întrebarea a doua, timpul trece foarte repede. Cum să întemezi o căsătorie pe viață? Problema aceasta legată de cum să iei decizii este foarte importantă și mi-aș dori să rețineți cuvântul pe care vi l-am împărtășit, este foarte practic și puteți să vă conduceți viața în lumina acestor principii. Iar acum, cum să întemezi o căsătorie pe viață? Ce să spunem pe această temă? Întreagăt, doar marcăm, voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie prevede căsătoria să fie monogamă, adică un bărbat și o femeie, nu un bărbat și două femei, sau doi bărbați, și heterosexuală, un bărbat și o femeie, nu bărbat cu bărbat, ci femeie cu femeie. Deci asta e în Biblie. Căsătoria să fie în Domnul. Căsătoria e un legământ pentru toată viața, nu ne putem permite să ne căsătorim gândindu-ne că dacă ceva nu funcționează o să ne despărțim și o să ne recăsătorim. Acela care vrea să umble în voia lui Dumnezeu se căsătorește ca legământ pentru toată viața lui. Căsătoria comportă responsabilități reciproce, foarte importante acestea și despre ele se va vorbi poate mai mult la următoarele sesiuni. Aș reveni un pic asupra ideii de căsătorie în Domnul. Ce înseamnă căsătorie în Domnul? De multe ori se întâmplă să reducem ideea de căsătorie în Domnul doar la credință. Dacă e credincios, e în Domnul. Nu e așa. V-aș propune să definim căsătoria în Domnul în patru puncte. În primul rând, credința. Tu trebuie să fii copil al lui Dumnezeu și cel cu care îți faci familie să fie copil al lui Dumnezeu. În Domnul înseamnă să fie călăuzire dumnezească la mijloc. Dumnezeu să își lase binecuvântarea peste alegerea pe care ați făcut-o, călăuzire divină. În Domnul înseamnă să fie în voia lui Dumnezeu. În urmare, trebuie să vă preocupe să aduceți sub autoritatea lui Dumnezeu această problemă care vă frământă. Nu e suficient doar fata să fie botezată, băiatul să fie botezat. E important ca și unul și celălalt să se roage lui Dumnezeu și să aibă din partea lui Dumnezeu confirmare că Dumnezeu îi însoțește în această hotărâre. 3. Iubirea trebuie să-i lege. Pot fi amândoi credincioși și să nu-i lege iubirea. Căsătorie în Domnul înseamnă ca la mijloc să fie legătură de dragoste, împărătășită de ambii parteneri. Și 3. Sfințire, feciorie. În Domnul înseamnă că cei doi nu vor locui împreună, nu vor începe viața intimă împreună, decât după legământul căsătoriei. Asta înseamnă în Domnul. Și dacă doriți să fie binecuvântată familia voastră, dacă doriți să nu dați de crize în viitoarea voastră familie, întemeiați-o în lumina acestor principii. Credință, călăuzire din partea lui Dumnezeu, iubire profundă împărtășită reciproc și sfințire, puritate. Vă grăbiți, vă culcați unul cu altul înainte de vreme, că și așa e nunta peste 2 săptămâni sau 2 luni, ați încurcat-o.
ați încurcat-o. În ochii lui Dumnezeu, curvia este păcat. Noi trăim vremuri în care tinerii își permit libertăți pe care n-ar trebui să și le permită. Și mereu m-am întrebat dacă în public feciorul ăsta și cu fata asta își permit să fac în văzul lumii ce fac. Ăștia când sunt numai ei singuri, ce fac? Și voi știți ce faceți. Fiecare. Dacă vă doriți binecuvântarea lui Dumnezeu și protecție de crize, întemeiați-vă familia ținând cont de aceste patru repere. Asta înseamnă în Domnul. Dar hai să intrăm în câteva detalii. Ce să faci practic? Viața omului când e vorba de întemeierea unei familii este împărțită în două mari segmente. Perioada de dinainte, de dinaintea prieteniei, perioada de dinaintea așezării unei relații romantice, nu ai prieten, ai prietenă, e singur pe lume și ești în căutare. Asta e prima perioadă. Perioada a doua este după ce te-ai îndrăgostit și până la nuntă, perioada aceasta prietenie logodnă. Câteva chestiuni practice pe care vi le sugera pentru ambele perioade de viață. Ce să faci înainte de prietenie? Cum să abordezi această perioadă? În așa fel încât atunci când va veni vremea să ai prieten sau prietenă, în vederea întemeierii unei familii, să te găsești în binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce ai de făcut? 1. Caută pe Domnul din toată inima ta. Predă-ți viața Domnului Hristos. Fă-L pe El Domnul tău. Botează-te în apă. Preocupă-te să citești Scriptura, implică-te în slujire la biserică. Du-te la cor, du-te la fanfară, du-te la corul de băieți, implică-te în școală duminicală, dă din tine cât poți mai mult pentru slujirea lui Dumnezeu. Asta se face în perioada asta de viață. Nu-ți bate capul că nu te-a remarcat încă niciun băiat. Te-a remarcat, dar nu știi tu. Așa să te comporți în viața ta de creștin, încât știi cum să te gândești. Viitorul meu soț se uită la mine și acum mă încearcă să vadă cât îți de pocăit. Așa să trăiești în fiecare zi a tinereții tale. Gândindu-te la familie, acum nu vrei să impresionezi oamenii, tu îl slujești pe Hristos, dar dacă tot îți bați capul că n-ai prieten, gândește așa. Și dacă până la 18 ani ai scăpat fără prieten, uite, din partea fratelui Nelu Brie, felicitări. Dumnezeu să te binecuvânteze. Meriți laude. Dar să ne întoarcem. 2. Roagă-te și postește pentru viitoarea ta căsătorie. Cine se roagă înainte de căsătorie, nu mai trebuie să se roage așa de mult după. Iar dacă neglijezi rugăciunea înainte de a-ți întemeia familia, s-ar putea să ai nevoie de multă rugăciune ca să reziști în familia ta. Roagă-te și postește pentru viitoarea ta căsătorie. Eu până să mă însor cu Laura, 8 ani înainte am purtat în rugăciune cauza aceasta. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat căsătoria, căsnicia. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru viitoarea voastră căsătorie. 3. Muncește și pregătește-te profesional, gândindu-te că trebuie să-ți faci familie. Ești băiat, trebuie să fii cap de familie, trebuie să fii soț, trebuie să fii tată. Crezi că e ușor? Așa să sucești capul unei fete, gâtul ei, să stea bine cum te duci pe promenadă, la un ceai, la o cafea, pe terasă, la o cofetărie, asta nu e lucru greu. Să impresionezi pe Instagram, pe Facebook sau cine știe pe ce alte platforme, astea sunt așa chestiuni superficiale. Tu trebuie să fii un bărbat puternic, trebuie să fii o femeie mamă, o soție puternică, trebuie să te pregătești pentru asta. Dacă vrei să evitați crizele vieții, munciți și pregătiți-vă profesional cu gândul că veți fi mame sau tați. Și aici aș avea un sfat pentru fete și pentru băieți, dar nu știu de ce am zis prima dată pentru fete. Să nu vă măritați cu băieți leneși. Ați auzit ce am spus? E frumos, e atât de frumos, dar e leneș. N-are serviciu, n-are disciplina unui loc de muncă. Nu trebuie să căutați să vă măritați cu oameni care au bani. Dacă Laura se gândea la asta, nu se mărita cu mine în viață.
Dar să fii harnic. Să vezi că muncește, că pune mâna, că are inițiativă, că e responsabil în ce face. Dumnezeu vă va ajuta și o să progresați. Experiența părinților voștri confirmă. Au venit în România aici două, trei zgoale legate de o altă. S-au umplut, s-au mulțit între timp. Dumnezeu a pus binecuvântare peste muncă. Dar ideea este următoarea. Nu vă faceți familie cu om leneș. Acum, dacă e frumoasă, dar nu-i place munca, o să vedeți ce înseamnă asta în căsătorie după aia. Feriți-vă și de asta. Respectă-ți părinții. În perioada aceasta de viață vei acumula capital de binecuvântare din partea lui Dumnezeu respectându-ți părinții. Dumnezeu se va îngriji să te răsplătească pentru că ai răsplătit pe părinții tăi. Băieților, odată le-am dat un sfat și îngăduiți-mi să-l repet în această zi. Să nu vă însurați cu fete care nu ascultă de părinți. Lăsați-le să se pocăiască. Dacă nu ascultă de părinții ei, tu n-ai nicio șansă în relația cu ea după ce va fi soția ta. Ascultarea de părinți este o virtute și cine știe să-și respecte părinții, chiar prin acest respect pe care îl are față de părinți, anunță că în relația de cuplu va avea respect față de partenerul de căsătorie. Astea sunt principii de viață. Prin urmare, dacă fata, dacă tăticul a zis, uite, la ora 10 ești în casă, da, și tu ai auzit când a zis la 10 în casă, și acum s-a făcut 10 și tu ai duce-o acasă, de-aia zice, lasă-l pe tata în pace, că doarme tu, ajungem pe la 2 acasă, mai mergem. Știi ce să faci? Să o sui în mașină, să o duci acasă și să ștergi numărul ei din telefonul tău. Păi nu se poate. Ascultarea de părinți este o virtute și dumneata vrei să-ți faci familie pentru toată viața. Respectul față de părinți este important. 5. Decide că te vei împrieteni numai cu un credincios. Ia această hotărâre. Poți să ai relație de amiciție cu oricine, de colegialitate cu oricine, dar relație romantică doar cu aceia care sunt copiii lui Dumnezeu. Ia hotărârea că nu-ți vei deschide inima ca să te îndrăgostești decât de un om care face parte din poporul lui Dumnezeu. 6. Evită diferențele de vârstă prea mari. Aici pot apărea alte probleme. Nu e bine fata să fie mult mai în vârstă decât băiatul sau băiatul mult mai în vârstă decât fata. Nu e bine. Și o să mă întrebați ce înseamnă prea în vârstă. Când se apropie mai mult de vârsta părinților tăi decât de vârsta generației tale, atunci e prea în vârstă. Deci ții minte ce am spus. Când se apropie de vârsta părinților tăi mai mult decât vârsta generației tale, e prea în vârstă. Că de la 10 ani încolo e cam în zona de risc. Că e mai mult către părinții tăi decât către tine. Nu comentez excepțiile. Împreună cu păstorii voștri le veți discuta în detaliu la consiliere, excepțiile. Dar nu-i bine. Și o să zici, dar arată tânără fata asta. Acum la 30 de ani, ce-a ajutat un pic, tu ai 17. Să vezi tu când o să ai 50 și ea 63. Ce gelozie o să vină peste ea când o să fii ca bradul în vigoarea maturității. Bărbat la 50 de ani arată bărbat matur. O doamnă la 63 de ani, dacă a mai născut și copii, dacă au mai apărut și alte poveri în viață, suferințe, multă pocăință îți trebuie să reziști gândului prost am fost când m-am însurat. O să-ți vin atunci. Multă pocăință vei avea, de multă pocăință vei avea nevoie să poți să-l ții la distanță de tine.
Și dumneata, soră, de multă pocăință vei avea nevoie să ai încredere în bărbatul tău când îți vei da seama că pentru el nu mai ești ce ar trebui să fie o soție pentru un bărbat de 50 de ani. Eu vă vorbesc direct. Acolo să fie probleme, la vârsta aia. Și de aceea este înțelept să evitați diferențele de vârstă mari, ca să scăpați de crizele mari. Nu te grăbi să începi o prietenie prea devreme. 7. Asta ar fi un alt gând. Prea devreme înseamnă vârsta adolescenței. Ce se potrivește la 16 ani nu se mai potrivește la 22. Și în multe detalii n-aș intra. Aici părinții trebuie să vegheze. Vă umblă feciorul după fete la 16 ani, puneți mâna pe unuia și nu trebuie să o folosiți, numai să o arătați. Aia cuvântului să o folosiți. Da, știți voi cum sunt treburile în casă la voi, nu mă bag eu acolo. Așa. Părinții greșesc aici. Păi n-ai atâta cuvânt să-i spui oprește-te și ocupă-te de matematică și de fizică? Hai cu mine pe șantier? După fete-ți vine să umbli la 16 ani? A, păi da, seamănă cu taică soțesă. Așa. Timpul înainte, trecem peste asta. Urmărește... 8 ar fi pe asta foarte repede, trecem. Începe prietenia numai dacă vrei să te căsătorești. Dacă nu dorești să te căsătorești, dacă nu e vremea să te căsătorești, nici nu începe o asemenea relație. Urmărește cu prioritate omul interior și nu neapărat aspectul fizic. Și aici îngăduiți-mi un sfat pentru toți băieții, frații mei. Nu vă lăsați ispitiți de ceea ce fură ochii. Fiți băieți deștepți și dați-vă șansa, ascultați-mă bine, dați-vă vouă șansa să cunoașteți frumusețea interioară a acelor fete care nu vă atrag prin frumusețea fizică. Știți ce am băgat de seamă la feciorii firești? S-au lăsat impresionați de fete firești care au știut cum să se ducă. Și acum constatare la 3-4 ani după nuntă. Ce l-a atras la ea înainte de nuntă, îl enervează rău de tot acum când vede la ea. Dați-vă șansa să cunoașteți frumusețea interioară a fetelor care nu vă atrag neapărat prin frumusețea fizică. Fiți băieți deștepți. Nu. Și 10. Păstrează standarde înalte, standarde morale înalte. E perioada de viață în care trebuie să vă formați caracterul, să vă feriți de acele zone în care vi se poate compromite viața, caracterul. Feriți-vă de țigări, de alcool, de droguri. Fugiți de pornografie, fugiți de relații sexuale premaritale, fugiți ca de foc de astea. Fugiți de dependențele legate de jocurile video, fugiți de păcănele. Trebuie să spunem asta apăsat. Fugiți de astea, formați-vă caracterul, ca fete, fugiți de ceea ce reprezintă seducția acestei lumi, că există cumva această, să mă remar prin ce. Farmec unui om îl face frumusețea lui. Ține standarde morale înalte și Dumnezeu din cer se va îngriji de voi și vă va binecuvânta, să știți. Vă va binecuvânta. Mergem spre partea finală, timpul a trecut foarte repede și e înțelept să închidem în următoarele 7-8 minute. Ce se face acum în timpul prieteniei? Lucrurile au început. Primul lucru pe care trebuie să-l ai, începând în faza aceasta, 1. Asigură-te că este voia lui Dumnezeu să începe această relație. Ai remarcat fata, ți-e dragă, l-ai remarcat pe băiat, te-a întrebat. Mai înainte de a-i zice da, roagă-te lui Dumnezeu să-i ceri sfatul. Pune înaintea lui Dumnezeu, mai înainte de a vorbi cu fata, vorbește cu Dumnezeu. Și dacă ai de la el dezlegare și îndrumare, fă următorul pas. Ce mai depășit faza aceasta, a intrat în vorbă cu fata,
înainte de a intra chiar în vorbă cu ea, doi, caută recomandări despre persoana aceea de care ești atras. Caută recomandări. Întreabă în dreapta, întreabă în stânga. Fiecare om lasă după el urme, caută urmele. Asta te va ajuta să iei decizii înțeleaptă. 3. Cere acordul părinților tăi și acordul prietenului sau prietenei tale. Te ruga lui Dumnezeu, recomandările sunt din cele bune, fata e de acord, acum acordul părinților. Ca băiat, te vei duce la părinții fetei și o să-i spui ce ai de gând să faci. Relația ta cu ea să fie pusă sub autoritatea părinților voștri. Asta va duce la o căsătorie pe viață. Rebeliuni, răzvrătiri, independențe de felul acesta, surprize, cum a zis unul, vreau să fac tatăl meu o surpriză, să-l chem la nuntă, să nu știe nimica până atunci. Super! 4. Stabiliți standarde morale înalte pentru relația voastră. Puneți între voi granițe, hotărâți ce e păcat și ce nu e păcat. Clarificați ce veți face și ce nu veți face, dar asta înainte să faceți. Și v-aș da un sfat, puneți granița tot timpul mai către voi. Dacă granița legală este aici, du-te 3-4 km mai în spate. Ca în cazul în care vei cădea peste gardul pus de tine, totuși să nu fii dincolo de granița legală. Faceți așa. Frate Nelu, e păcat să-ți săruți prietena? M-a întrebat cineva. Și am zis da. Și da, de ce? Zi de aia. Știi tu de care? Frâna e la mine, accelerația e la tine. Așa se gândești, să mă înfrânez. Nimeni nu a greșit când s-a înfrânat, a greșit când s-a desfrânat. Țineți minte asta. Stabiliți standarde morale înalte. Evitați o prietenie prea lungă, o prietenie prea lungă va duce la ispitirea voastră, va duce la denaturarea relațiilor, pot apărea probleme serioase acolo. 6. Nu dați prilej să se vorbească rău de voi. Gândiți-vă că s-ar putea ca relația să nu se încheie în căsătorie, chiar dacă sigur se va încheia în căsătorie, totuși gândiți-vă că există acest risc. Cum vă veți mai privi unul pe altul în ochi în cazul în care nu o să vă căsătoriți? Și ce o să zică ceilalți din comunitate despre tine ca fată când te-au știut, cum te-au văzut pe bancă, prin unghiere, prin vacanțe și pe unde ai mai umblat? Gândește-te la reputația ta, la numele lui Dumnezeu, la onoarea familiei tale, la viitorul familiei tale, căsniciei tale și mai ales la veșnicia ta. Și asta ne ajută să fim serioși. Păstrați-vă fecioria până în ziua căsătoriei, rugați-vă și postiți împreună și, foarte important, participați la un curs de pregătire pentru căsătorie. Și o să vedeți cum Dumnezeu va lăsa peste voi binecuvântarea sa. Multe ar mai fi ele de adăugat pe subiectul acesta, dar slavă lui Dumnezeu că mai avem când. Pentru dimineața aceasta zic că este potrivit să ne oprim aici. Și revenind, așa într-o foarte scurtă recapitulare, această perioadă a vieții numită tinerețe este una dintre cele mai frumoase și intense și binecuvântate perioade din viață. Trăiți-o în așa fel încât, după ce se va fi încheiat, să n-aveți regret. Trăiți tinerețea în așa fel încât să-L onorați pe Dumnezeu și tinerețea voastră să fie un model pentru neamul care se ridică după voi. Când veți fi tați, să le puteți spune băieților voștri, tata așa a făcut când era de vârsta voastră. Mama așa a făcut când era de vârsta ta. Fiți modele. Nici o hotărâre fără rugăciune
și nicio prietenie începută fără viziunea căsătoriei. Și toate să fie făcute în Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.